Volumul se intitulează Festivalul Național al Umorului Constantin Tănase, Vaslui, a 14-a ediție. Consider că acest volum este un dar pentru iubitorii de umor, în condiții în care în ultimii ani, cel puțin în ultimii ani, umorul în țara noastră sau divertismentul în general se limitează la frivolitate, nuditate și altele. Dar Festivalul Național al Umorului Constantin Tănase continuă ceea ce a început mulți ani în urmă. Nu vreau să-mi scuzați emoțiile. Mă aflu într-o companie foarte aleasă. Nu suntem foarte mulți, dar așa cum am spus de fiecare dată, suntem puțini și dar mulți. Și asta contează. Această lansare va fi piperată de câteva momente artistice. Primul susținut de către o parte a curului aparținând seminarului teologic Sfântul Ioan Gură de Aur din Cluj. Apoi, un alt moment artistic va fi susținut de un grup folcloric condus de doamna profesoară Hagiu Daniela, iar un alt moment va fi susținut de doamna profesoară Berta Daniela. Apoi să rog pe domnul Paul Andreescu să vă prezinte acest volum. Sunt bucuros să vin în acest adevărat centru de cultură, care este Biblioteca Generală. Sunt impresionat totdeauna când vin aici de ceva. Totdeauna este ceva nou, ceva se mișcă, ceva în pas cu vremea și iată și această expoziție de pe hol. In memoriam, Păunescu m-a emoționat. Și este un lucru bine făcut și bine că se face de fericire într-un moment în care încă mai sunt sau încep să apară detractorii marului poet, întâlnit să spun, unii foarte virulenți, unii foarte duri, care nici n-au așteptat să treacă un anumit timp ca să se ocupe de partea, să spunem, care nu le-a plăcut, partea negativă. Volumul care se lansează astăzi, scris domnul profesor dr. Mitrove Marin, se constituie într-un eveniment, aș spune eu, pentru că, iată, tratează un fenomen cultural de mare importanță, un fenomen cultural care a plecat de la o scânteie și s-a propagat extraordinar de mult, a atins caracterul de internațional. Sigur, la această oră se află pe o pantă descendentă, în sensul că s-a ajuns iar la 2-3 zile, după ce altă ținea o lună și ceva. Acest fenomen cultural trebuia studiat și ca să fie studiat trebuia un instrument și este meritul domnului profesor dr. Marin că este primul care a scris o carte care se referă la istoria Festivalului Internațional de Umor. Dar fel domnia sa este unul din cei trei promotori, deci dânsul a avut și ideea să boteze acest festival, așa cum scrie în acest volum, să-l boteze cu numele lui Marului Constantin Tănase. Ne-am luptat la primele ediții, trei ediții, cu oameni la fel de pregătiți, personalități și adevărate ale culturii în general. Și acest volum este scris și cu sufletul, nu numai cu pana, cu tănița, cu stilou, pentru că este presărat din loc în loc, cu elemente de simțire personală, de apreciere personală. Este scris la maniera pertinentă când se vorbește despre o mare pleiadă dragă nouă de oameni de cultură, de actori, de interpreți de umor, de cărți publicate, de spectacole de teatru, de comedie, care s-au succedat de-a lungul timpului în cadrul acestui festival. Aici vă veți întâlni cu nu tocmai rigoros, cu o succesiune de festivaluri. Cele 20 de ediții care cuprinde, așa cum am spus, tot felul de acte culturale care se referă la umorul atât de necesar nouă și atunci și acum și probabil și în viitor. Eu când vorbesc de festival am emoții, este și firesc, pentru că mă leagă cumva în sensul
cu toată modestia trebuie să spun că sunt laureat acestui festival, pentru că scriu și umor. Domnul profesor Dr. Marina este o personalitate bine cunoscută, în, nu numai la nivel județean. Am toate motivele să-l dau, să dau puțin pe numărul, pentru că este șeful meu și să spunem că îl primesc un ban de acolo. Dar este prolific în foarte multe domenii. Tot ce a încercat domnia sa, a reușit. Știu o vorbă dintr-o seară festivalului, ediția ultimă, spusă de domnul George Stoian, o altă persoană de marcantă a culturii vasluiene, a zis așa, păi cum face, după aia a tras-o în jurătorul nouă și așa, marinul ăsta de se situează în vârf și se găsește acolo unde trebuie și reușește la. Dincolo de ceea ce se cunoaște, bibliografie, cărți scrise, viața domniei sale, rolul principal în propagarea mass mediei. Este un cel care a înființat televiziunea și cum dumneavoastră știți, radio și ziarul, Meridianul, ne-am bucuria să scriu și eu. Domnia sa este un om dincolo de această biografie de invidiat, este un om foarte harnic. Eu care stau în preajma domniei sale de mai multă vreme și formăm o echipă, cât de eficientă spun cititorii noștri, cei care vizionează programele noastre televiziune, harnic în sensul că doarme puțin, se ocupă de foarte multe domenii. Dânsul reușește și în ziaristică, și la televiziune, și la radio, dar și în plan personal, unde este de lucru, trebuie să spun aici, chiar dacă supăr dumneavoastră, o unei avere notabile. Cartea aceasta se constituie și într-un instrument pentru toți cei care vor dori să studieze festivalul umorului de-a lungul timpului, istoria acestui festival. Este un element la care se vor raporta și oamenii de cultură, dar și cei care vor dori să știe ceva despre umorul vasluien și național. Cartea este plină cu biografii ale marilor artiști, plină cu vorbe frumoase spuse de către cei care au participat la festival, cei care au în fază incipientă. De asemenea, sunt găsiți aici referiri a unor personalități, nu numai vasluiene, despre festival și actanții săi. Găsiți o serie întreagă de reproduceri de afișe, fotografii ale timpului și, de ce nu, vorbe frumoase, poezii, scenete ale marilor artiști și în principal al lui Constantin Tănase. Eu doresc să-l felicit domnul profesor Dr. Marin pentru ceea ce a făcut și ceea ce ne lasă prin acest volum și să-i doresc să mai facă un asemenea volum și la ediția 40, adică peste ceva ani. Vă mulțumesc! Primul moment artistic va fi susținut de acolo seminarul în care ne va cânta și ne va cânta.